31 ianuarie. Pomenirea sfinților doctori fără de arginți și făcători de minuni, Chir și Ioan. Acești slăviți și mult milostivi sfinți nu erau frați după trup, ci după duh. La început, Chir a locuit în Alexandria, unde era medic și vindeca oamenii prin îndoita cunoaștere a artei medicale și a puterii lui Hristos. Aflând că boala vine asupra omului cel mai mult din cauza păcatului, Chir îi îndruma întotdeauna pe pacienții săi către pocăință, rugăciune și curățirea de păcate, care puteau aduce sănătate și sufletului și trupului. Când au început persecuțiile lui Diocletian asupra creștinilor, Chir s-a retras în Arabia, unde s-a tuns în monahism. A devenit la fel de cunoscut în Arabia precum fusese și în Alexandria, așa încât oamenii alergau la el de pretutineni pentru vindecare. Auzind despre Chir, Ioan, care era ofițer roman la Edesea, a venit să-l vadă. Întâlnindu-se față către față, s-au iubit ca frații și au rămas împreună viețuitori într-o nevoințele monahicești. În vremea aceea, o femeie creștină, pe nume Anastasia, a fost chinuită pentru credință împreună cu cele trei fiice ale ei, în cetatea Canopus. Auzind acestea, Chir și Ioan au venit la Canopus spre a le întări pe mamă și pe fiice să nu se lepede de Hristos. Și cu adevărat, prin ajutorul lor, Anastasia nu s-a lepădat de credință și a primit cununa muceniciei împreună cu fiicele ei. Fiicele Anastasiei sunt Sfânta Teoctista, în vârstă de 15 ani, Sfânta Teodota, în vârstă de 13 ani și Sfânta Eudochia, în vârstă de 11 ani. Chinuitorii atunci au prins și pe Chir și pe Ioan, cărora, după întemnițare și tortură, l-au tăiat capetele la anul 311 după Hristos. Minunile lucrate de acești sfinți, atât în timpul vieții cât și după moarte, sunt nenumărate. Sfintele lor moaște au fost mutate la Roma în timpul împărăției lui Arcadie. Acești sfinți sunt invocați de preotul slujitor la slujba sfințirii apei, la taina Sfântului Maslu și sunt foarte grabnic ajutători celor care suferă de insomnie. Pomenirea Sfintei Mucenițe Trifena. Trifena, de bunăvoia ei și cu viteză inimă, a suferit chinuri pentru Hristos. Nevrând să se lepede de credința ei, păgânii chinuitori au slobozit asupra ei un bivol sălbatic care a împuns-o de moarte. Aceasta s-a întâmplat în primul veac de la Hristos. Trifena este mai cu seamă folositoare maicilor care nu pot să-și alăpteze pruncii. Pomenirea Sfântului Cuvios Nichita de la Mănăstirea Peșterilor din Kiev. Nichita este acel monah care, din neascultare față de starețul lui, s-a dus din mănăstire și s-a închis, fără binecuvântare, adică într-o peșteră. Din cauza acestei neascultări, Dumnezeu a îngăduit venirea asupra lui Nichita unor mari ispite drăcești. Pe când stau odată la rugăciune, i s-a înfățișat un diavol sub chip de înger de lumină care i-a spus: „Să nu te mai rogi, ci ocupă-te cu cititul cărților și mă voi ruga eu pentru tine.” Nichita a făcut așa, el nu s-a mai rugat, ci a început să se îndeletnicească cu cititul cărților și acelea numai din Vechiul Testament. El nici măcar nu deschidea Noul Testament, căci diavolul îl împiedica. Cu ajutorul diavolului, Nichita era de acum proroc. Dar prorociile lui nu erau decât despre crime, furturi, incendii și alte răutăți pe care le cunosc diavolii și care se întâmplă mai ales cu participarea lor. În sfârșit, sfinții părinți de la peșteri și-au dat seama că Nichita a căzut în înșelare și au început să se roage lui Dumnezeu pentru el. Nichita s-a întors în mănăstire
și-a văzut păcatul și a pus început de pocăință. După vreme îndelungată de pocăință cu lacrimi, Dumnezeu i-a dăruit iertare și darul facerii de minuni. Sfântul Nichita a trecut la Domnul la anul 1108 după Hristos. Cugetare. Deși sfinții părinți au lăudat călugăria ca pe starea cea cu adevărat îngerească și deși mulți dintre cei mai mari sfinți au viețuit și au dăbândit desăvârșirea ca locuitori ai pustiei, totuși Biserica Ortodoxă nu recomandă monahismul tuturor credincioșilor. Unui locuitor al unui mare oraș care dorea să intre în viața monahală, Sfântul Nifon i-a spus: Copile, locul în care se află omul nici nu-l pierde și nici nu-l mântuiește. Faptele omului îl mântuie sau îl pierd pe el. Celui care nu împlinește poruncile Domnului nu-i folosește pustia, chiar dacă ar trăi în ea, și nu-i folosește nici cea mai mare chemare preoțească, chiar dacă ar fi hirotonit în ea. Regele Saul a trăit în mijlocul luxului, celui mai strălucitor, și a pierit. Regele David a trăit în aceeași splendoare și s-a încununat cu sfințenia. Lot a trăit în mijlocul tuturor sodomiților și s-a mântuit. Iuda Iscariot a fost ales de însuși mântuitorul, apostol la lui, și a ales să piară. Cel care spune că nu te poți mântui cu femeie și copii se înșala marnic. Avram a avut femeie și copii și 318 robi și roabe și mult aur și argint. Și prietena lui Dumnezeu s-a chemat. O, ce mulțime de fii ai mamei biserici s-au aflat mântuirea! Ce mulțime de nobili, dar și de simpli soldați! Ce mulțime de meșteșugari și de plugari! Fie vlavios și iubitor de oameni și te vei mântui! Multe sunt de cazurile dreptilor și din toate acelea îi va izbăvi pe ei Domnul. Aleluia! Luare aminte. Să luăm aminte la Mântuitorul Iisus, stăpânul lumii. La cum pășește El în lume, ca un stăpân, cu putere multă, care poruncește stihiilor și diavolilor. La cum lucrează El asupra fiecărui om care îl cheamă, asemenea stăpânului casei, care se îngrijește de fiecare sluga lui. La cum lucrează El în casa tatălui său, curățind templul de vânzători și de schimbătorii de bani. Păzește Domnul toate oasele lor, niciunul din ele nu se va zdrobi. Aleluia! Predică împotriva mediocrității și despre cum trebuie să împlinim legea lui Dumnezeu. Pe acestea se cuvenea să le faceți și pe acelea să nu le lăsați. Luca 11:42. Aceste cuvinte ale Mântuitorului se referă la lege și la milă, în sufletele fariseilor și sectarilor. Legea și mila nu se pot afla împreună, pentru că ei înșiși nu pot să împlinească și legea lui Dumnezeu și să arate și milă, vrând să se certe tot timpul și să întrebe care din cele două este mai important. Adică ei vor da de una să se țină, iar pe cealaltă să nu o mai fac. Fariseii respectau legea în litera ei, nevoind nici să știe de milă sau de iubirea de oameni. Sectanții se laudă că respectă dreptatea lui Dumnezeu și nici nu vor să audă de prescripțiile bisericii. Ortodoxia este plinătatea credinței creștine. Biserica recomandă ca pe aceasta să o facem și pe aceea să nu o lăsăm. Biserica este foarte atentă cu prescripțiile exterioare ale credinței, întocmai ca omul care pășește cu grijă printre vase de pământ, atent să nu le spargă. Biserica este încă și mai atentă atunci când este vorba de dreptatea și mila lui Dumnezeu, întocmai ca omul care, pășind printre mulțime de vase de lut, le prețuiește și le protejează, nu din cauza lutului din care sunt făcute, ci din cauza băuturii foarte scumpe care se află în ele.
Vasele goale, care nu conțin niciun fel de băutură, sunt la fel de lipsite de importanță ca și prescripțiile legaliste ale fariseilor. Dar o băutură, dacă o depozitezi aiurea, înseamnă că o risipești, pentru că nu o torni în vasele desemnate să se păstreze. Astfel că în ortodoxie nu există unilateralism, așa cum nu a existat nici în Mântuitorul Hristos. Mântuitorul vorbește cu Ioan Botezătorul, din care răsuflă însăși dreptatea și mila lui Dumnezeu, și îi spune că trebuie împlinită toată legea. Însă fariseilor, împlinători goi ai unei legi pe care ei o fac goală, pentru că nu au în vedere dreptatea și mila lui Dumnezeu, el le spune, căci milă voiesc, iar nu jertfă. Osea 6:6. Este vădit că este mai important să faci ceea ce este absolut necesar mai înainte să faci ceea ce nu poți lăsa nefăcut. Dar de aici nu urmează că ceea ce este secundar este și inutil. În organismul uman există multe organe vitale și multe organe care nu sunt vitale, dar care doar împreună fac corpul omului. O, Doamne necuprinse, nu ne lăsa să fim unilaterali, ci ajută-ne să împlinim toată voia Ta, căci a Ta este slava și mulțumita în veci. Amin.